Pentru mine, faptul că sunt lângă mare este ceea ce poate fi mai frumos pe lume. Eu sunt scorpion, deci unul de apă, da? Semn de apă. Este atras de mare. Atenție, nu not. De ce? Dacă mașină, aș vrea să not, mașină ca instantaneu. A, așa, am încercat vreodată, am încercat în tinerețe și am zis că asta, sportul ăsta nu-l fac. Cu cine ați venit la mare? Cu cine? Cu minunata mea soție. Eu nu am minunat. De-aia am luat-o de nevastă. Pe mine de Alina mă leagă faptul că ne place același lucru, aceeași muzică, mă rog, aceeași mâncare. Și când îți găsești o persoană de genul ăsta care mai are și o altă calitate, care te iubește necondiționat, păi atunci trebuie să fii tâmpit să pleci de lângă asta. Vreau să întreb dacă a fost de acord cu noul look. Am văzut acum, am tras cu ochiul că v-ați lăsat chidiță. Eu am face chidiță. Cum să nu? A zis, bă, asta e. O să-ți treacă. Am văzut pe urdechioaie. Zic, ia uite-l, bă, ăsta n-are niciun păr, dar are o coadă. Ia să-mi fac și eu că de că mai am păr. Gabriel Cotaviță este pus pe surprize mari și nu doar în ceea ce privește aspectul fizic. Sunt un om care, mă rog, am peste 150 de cântece în repertoriu și am zis, hai să le fac oamenilor o surpriză, pentru că pot. Și ne trebuie să le lase o hârtiuță în fiecare zi ce și-ar dori să asculte în seara respectivă. Bineînțeles, cea mai tare și cea mai imbatabilă este Noaptea albastră. Asta e blestemul și fericirea mea. După ce plecați de la mare, mai mergeți să mai vizitați ceva prin țară? Nu vreau să mă laud. Dar nu cred că există mulți oameni în țara asta care să poată să se laude că a văzut tot în țara asta. La cât am umblat eu prin țară, în toate locurile, crede-mă că am văzut foarte multe lucruri. Oamenii vă cer autografe peste autografe și de fiecare dată... Atenția, partea cu autograful era ok. Acum deja a început o chestie care mă enervează foarte tare. Vor să facă poze. Păi și nu vă place să faceți poze? Nu! De nu! Ce? Pentru că nu-mi place cum arăt. Adică s-a mai pus așa puțin o burtică? A, multă burtică. Dar multă burtică pentru simplu motiv că nu pot să fac sală. Ultima dată când am făcut sală, uite, unde am ajuns. Sunt un om care mi-a plăcut să mănânce. Mă recunosc. Bine că am o nevastă care nu contează faptul că eu sunt puțin mai gras decât standardul.